România este prima țară din Uniunea Europeană care a transmis Comisiei Europene raportul bienal pentru implementarea garanției pentru copii, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero. Toate măsurile au ca scop reducerea cu cel puțin 500.000 a numărului de copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Printre măsuri se numără și construirea și dotarea a 110 creșe noi prin PNRR și a unui număr de 150 de centre de zi. Potrivit ministrului Natalia Intotero, implementarea garanției pentru copii prevede creșterea alocației de plasament de la 630 la 950 de lei pe lună pentru copilul fără dizabilități și de la 945 la 1425 de lei lunar pentru copilul cu dizabilități. Derularea începând cu acest an de către Ministerul Educației în parteneriat cu Ministerul Agriculturii a programului Masă Sănătoasă cu un buget de 1.019.223.000 de lei, având ca beneficiari peste 460.000 de elevi din 1.223 de școli. Continuarea programului Laptele și Cornul cu ajutor financiar de la Uniunea Europeană, reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete medicale și școlare cu fonduri din PNRR, construcția și reabilitarea, precum și dotarea a 200 de centre comunitare integrate. Bugetul este de 40.200.000 de euro, iar proiectul este gestionat de Ministerul Sănătății. Burse sociale în valoare de 300 de lei pe lună pentru 410.000 elevi din grupuri vulnerabile. Acordarea unei burse de 700 de lei pe lună pentru mamele minore care își continuă studiile. Transport public gratuit 100% pentru elevi și decontat în proporție de 90% pentru studenți, începând cu acest an școlar. Acordarea prin programul Incluziune și Demnitate Socială, perioada 2021-2027, de etichete sociale în valoare de 500 de lei per copil, într-o tranșă unică pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentație, de care beneficiază 410.000 de copii.